A treia introspecție. Calea Profetului. Să fii profet înseamnă să umbli cu blândețe pe pământ și să visezi destinul. În această lume modernă, timpul visării a fost restrâns la domeniul somnului. Pentru a-l experimenta, trebuie să te așezi, să închizi ochii și să intri în acea reverie adâncă unde îți apar imagini. Dar pentru un păstrător al pământului, este o diferență foarte mică între visele din timpul somnului și visele din stare de trezire, din viața de toate zilele. Cu tot misterul și drama lor. Protectorii Pământului încearcă să fie complet treji, chiar și când dorm, în contrast cu oamenii obișnuiți care dorm profund, chiar și când sunt treji. Când sunt treji, protectorii Pământului sunt capabili să viseze într-o ființare, o lume de grație și frumusețe. În acest capitol vei învăța. Și voi veți învăța și voi cum să creați cu larg deschiși și veți înțelege de ce visele voastre, ca și coșmarurile, devin întotdeauna realitate. Cuvântul vis are deseori o conotație negativă pentru noi, deoarece ne gândim că dacă se întâmplă ziua, e o pierdere de timp, iar noaptea e fără rost. Sau, în cel mai bun caz, este doar un mesaj de la subconștientul nostru, pe care încercăm să-l decodăm ziua. Nu ne dăm seama că de fapt noi generăm realitatea în care trăim, că noi visăm lumea într-o ființare. Deci, când suntem treji, capacitatea noastră de a crea viziuni frumoase este foarte importantă. Când stăpâniți arta visării cu ochii deschiși, puteți încerca, înceta să mai treceți prin viață fără să fiți conștienți. Puteți începe să vă creați o viață bogată în loc să vă mulțumiți cu coșmarul colectiv gândit pentru voi de societate. Atunci sunteți autorul poveștii vieții voastre și nu un participant neavizat la evenimentele care au loc în jurul vostru. Când învățați să visați, nu mai trebuie să ju jucați în scenarii care vă vi distribuie rolul de victimă, de salvator sau de agresor. Vă puteți elibera de limitările poveștilor voastre în loc să aderați la ele pentru a căpăta un sentiment fals de siguranță. Aici este nevoie de o calitate a păsării colibrii, de a zbura în liniște. Trebuie să treceți dincolo de cuvintele care vă inspiră, sau să vă gândiți doar la modul în care să rezolvați problemele și să intrați în liniștea propriului Suflet. Creând o viziune care să arate cum vreți să fie lumea voastră. Fie că e o imagine a propriei vieți sau a celei a tuturor locuitorilor planetei. Să devenim conștienți de visele noastre din starea de trezire. Pentru a începe să vă creați viziunea, trebuie să deveniți conștienți de visele voastre din starea de trezire și de simbolismul lor. În psihanaliză se învață că fiecare simbol din imaginile din timpul nopții reprezintă o parte din noi. Înspăimântătoare stafie, domnișoara frumoasă și casa care arde, toate pot fi interpretate ca aspecte ale sinelui nostru. De exemplu, când eram în primul an de facultate, am visat odată că eram într-un tunel și acolo era o locomotivă care gonea în direcția mea, singurului far privindu-mă amenințător în timp ce se nepustea spre mine. M-am dus la unul dintre profesorii mei, care era foarte priceput la analiza viselor și am relatat coșmarul. Am presupus că eram eu însumi în acel coșmar și că locomotiva reprezenta cantitatea de cursuri de la universitate, care simțeam eu mă copleșau, amenințând să mă zdrobească, înainte ca eu să reușesc să termin facultatea. Profesorul a fost de acord că asta ar putea fi situația, dar era numai o interpretare superficială. Apoi m-a întrebat care parte din mine era locomotiva care gonea pe șine, fără control, fără să știe ce se află în calea sa. Apoi a întrebat care parte din mine era tunelul care ținea toate aceste aspecte în siguranță înăuntru lui mi-am dat seama că o parte din mine se simțea copleșită, dar am simțit și un extraordinar sentiment de scop și direcție, reprezentate de locomotivă, și că toate aceste elemente erau conținute în siguranța tunelului dinăuntrul pământului, care era subconștientul meu. Puteți aplica această abordare analitică atunci când vă examinați visele din starea de trezire. Simbolurile sunt pretutindeni și tot ceea ce experimentați oglindește o parte din voi, astfel încât atunci când puteți percepe realitatea în acest mod, înțelegeți cum vă visați deja lumea. Odată am vizitat o femeie vraci din sudul continentului american. Ea locuia într-o baracă de lemn în vârf de munte și avea reputația că ar putea să te ajute să înțelegi mesajele ascunse din visele tale. Poteca spre casa ei nu era foarte bine marcată și de câteva ore a trebuit să mă întorc și să încerc cu altă variantă. Spre sfârșit m-am rătăcit și a trebuit să merg rapid pe o potecă abruptă spre vârful unei râpe. Pe parcursul urcușului am alunecat și mi-am scrântit glezna. Așa că am șchiopătat tot restul drumului, până la colibă. Deja eram furios și acoperit de sudoare și mă întrebam ce anume mă determinase să fac această călătorie. Am salutat-o pe bătrână, care m-a întrebat scurt ce căutam atât de departe de civilizație. I-am explicat că fusesem în apropiere ca să vizitez un vrac renumit și că auzisem de ea că știa să interpreteze vise. Aveam nevoie de ajutorul ei, ca să înțeleg un vis foarte neliniștitor pe care l-a avusesem cu câteva nopți înainte. S-a uitat la mine precaută, dar cu toate acestea, după câteva momente, m-a invitat să iau loc spunând. Mai întâi să interpretăm dimineața ta. Spunem cum a fost până ai ajuns aici și o să-ți vorbesc despre tine. Când m-am uitat pe fereastră, am văzut camioneta ei parcată pe alee și un drum curat, de pietriș, care ducea până la căsuță. Se pare că pentru a ajunge acolo eu alesesem cel mai dificil parcurs. Am înțeles atunci că însăși călătoria mea spre casa ei era un simbol a cât de greu pășeam prin viață. Adeseori alegeam calea greșită, deveneam frustrat, îmi pierdeam răbdarea și sfârșeam într-o situație disperată, unde trebuia să urc pe cel mai dificil drum și mă răneam pe parcurs. Exact așa trecusem prin școala postuniversitară și prin primii ani de cercetare în Amazon, unde îmi câștigasem reputația printre colegii antropologi că sunt în stare să mă pierd în cele mai neașteptate locuri, în nerăbdarea de a înțelege simbolurile misterioase din coșmarul pe care l avusesem. Am trecut complet cu vederea semnificația evenimentelor din trăirea mea din timpul zilei. Vise americane. Când dormim, de obicei simțim că avem puțin control sau chiar deloc asupra ceea ce se desfășoară în conștiența noastră și deseori simțim la fel atunci când suntem treji. Ni se spune mereu că evenimentele ni se întâmplă, că cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru a ne schimba lumea este să muncim și mai mult și să încercăm să influențăm alți oameni să acționeze în felul în care vrem noi să o facă. Facem reguli și încercăm să le punem în aplicare cu strictețe, dar niciodată nu e suficient. Este interesant de observat că 5 dintre cele 10 porunci urmăresc să reglementeze impulsurile creierelor noastre primitive, reptiliene și de mamifere, care sunt asociate cu nivelurile șarpelui și a jaguarului. Noi nu considerăm că am putea vedea lucrurile diferit și să aducem abordări mai creative pentru a ne rezolva dilemele. Acest proces ne solicită să trecem la nivelul păsării colibri, de la cel al șarpelui și al jaguarului, care sunt stări primitive și preocupate de ele însele. La asemenea niveluri mai joase de percepție rămânem prinși în transa în care am fost transpuși de cultura noastră. În Statele Unite există acum un canal de știri care se străduiește nu să lărgească perspectivele oamenilor, ci să trimite înapoi ceea ce ei cred deja. Telespectatorii săi își caută alinarea în faptul că sunt reasigurați că lumea este un loc în care nu poți avea încredere, plin cu oameni buni ca și ei, care sunt vecini responsabili și le împărtășesc credințele și oameni răi care fac lucruri oribile. Ca rezultat al faptului că suntem prinși în transa în care ne-a afundat cultura și civilizația noastră, noi în America nu mai trăim într-o democrație, trăim într-o mediacrație. Mass media este un fenomen atât de puternic influențat de sponsorii săi corporatiști, încât chiar și evenimentele mondiale sunt prezentate sub forma unor articole de opinie. În 1880, John Swinton, un editor de la The New York Times, a spus Treaba jurnalismului este să distrugă adevărul. Noi suntem unelte și vasalii oamenilor bogați din spatele scenelor. Acest lucru continuă și astăzi, deoarece firmele de reclame care finanțează știrile sunt interesate să creeze buni consumatori care le cumpără burgării Și nu am niciun interes să ne ajute să ne privim sau să gândim în afara cutiei. Când îngurgităm pur și simplu, orice ni se servește la știrile de dimineață, ne pierdem creativitatea și capacitatea de a face din planeta noastră ceea ce vrem noi să fie. Chiar dacă nu putem visa o lume în care nu există crime, putem să ne imaginăm o lume în care crima și violența nu-și găsesc loc în viețile noastre. Puterea noastră de a crea o lume mai bună. Hai să punem punctul pe I. Realitatea nu e prea grozavă pentru mulți dintre noi. Dacă ar fi fost, tot mai puțin dintre noi am luat droguri sau un alcool pentru a scăpa de nefericirea noastră. Pentru majoritatea oamenilor, realitatea este un coșmar, nu un vis frumos. Afirmația că toți indivizii au capacitatea de a-și crea sau de a-și schimba realitatea are o încărcătură politică foarte puternică. Oare cei 300 de milioane de oameni care trăiesc în sărăcie în India nu visează tipul corect de vis? Dar cei uciși în tsunamiul care a lovit Asia de Sud-Est în 2004 sau cu un an mai târziu ceilalși lăsați fără case de uraganul Katrina din Statele Unite. În fața unei asemenea nefericiri umane este ușor să respingi noțiunea că noi ne visăm lumea într-un ființare, așa cum pretind cei ce aparțin noi epoci. Ar putea părea mult mai rațional să arunci vina pentru asemenea catastrofe pe forțele sărăciei, care le fac atât de rău oamenilor. Mulți cred că dacă am elimina sărăcia, nu ar mai exista suferință, dar bogăția nu vindecă nefericirea. Unii dintre cei mai nefericiți indivizi pe care i-am întâlnit vreodată se răsfață în lux, în timp cei mulți dintre cei mai fericiți pe care i-am întâlnit au puține posesiuni materiale. Noțiunea că ne visăm lumea într-o ființare nu trebuie folosită ca o scuză pentru a rămâne neimplicat social sau pentru a evita pe cei nevoiași. Mai degrabă, astfel de tragetrii trebuie să ne impulsioneze să facem chiar mai mult pentru a-i asista pe alții, astfel încât să nu așteptăm ca dezastrele pe scară largă să trezească noi nevoia de a ne împărți resursele și de a stopa distrugerea mediului. Chiar putem visa o lume în care aceste tragedii nu ni se întâmplă nouă. Dacă mulți dintre noi menținem un vis de speranță și posibilități, putem face o schimbare uriașă. Unul dintre motivele pentru care în public cărțile la, editoria, la editura Hay House, este că ei sunt devotați idei de a schimba lumea în mai bine. Contabilul meu a fost nedumerit când am refuzat un mare editor din New York, care mi-a oferit mai mulți bani pentru a-mi publica cărțile. Dar Hay House își donează toate profiturile din vânzările lor de cărți copiilor bolnavi de SIDA din Africa de Sud, care au rămas fără părinți și îmi place enorm ideea că și cărțile mele ajută la susținerea acestor eforturi. Mai mult știu că fac parte dintr-o echipă, de la cei de la expediere și recepție, la agenții de vânzări, care împărtășesc o viziune comună asupra genului, genului de lume pe care am putea o visa împreună. Ca văzător, putem alege să. puteți alege să respingeți coșmarul care vă este prezentat de media și de oamenii din jurul vostru. Nu trebuie să participați la visul care spune că scopul vieții tuturor este să fii un copil pe deplin supus și un elev excelent. Să te căsătorești, să ai familie, să ai o slujbă stabilă, o casă într-un cartier frumos și un televizor cu 200 de canale, după care poți să te pensionezi și să locuiești într-o comunitate păzită. Poate că acesta este visul american, dar el nu trebuie să fie și al vostru. Cu siguranță că nu este și al meu. Există atât de multe alte vise interesante pe care le poți crea. Mult prea adesea, luăm drept bun, ceea ce, ni se, ceea ce ne spune visul nostru colectiv, că e posibil sau imposibil, acceptabil sau inacceptabil. Recent o persoană pe care o cunosc a mutat din New York City într-o zonă metropolitană mai mică. În ciuda faptului că în noul ei oraș erau numeroase mijloace de transport în comun, rute pentru bicicliști, servicii de transport și mai nou locuia și aproape de cartierul de afaceri. Mulți dintre noi vecini au fost șocați de decizia ei de a nu-și cumpăra mașină. Ei au insistat că o să fie imposibil să suporte deranjul de a merge pe jos câteva străzi până la băcănie, pe vremea geroasă. Chiar dacă exact asta făcuse ani de zile când locuia în Manhattan deoarece acești indivizi erau atât de obișnuiți să sară în mașină pentru a-și rezolva treburile au perceput decizia prietenei mele ca fiind prea radicală nu era obișnuiți să viseze în afara cutiei și să fie deschiși unor noi posibilități de fapt mulți dintre noi nu suntem conștienți că suntem visați și că am putea să ne imaginăm altceva care este al nostru în mod absolut unic. Nu ne dăm seama de asta, decât dacă evadăm din experiența noastră limitată și suntem expuși la ceva nou, de exemplu, când o tânără persoană foarte habotnică pleacă la facultate, în armată sau într-un alt oraș și este absolut șocată să afle că există oameni agnostici, care cu toate acestea sunt foarte decenți și etici. În zilele tinereții mele am avut o experiență specială pe când mă pregăteam cu mentorul meu laica, iar acesta mi-a arătat limitările credințelor mele. Don Antonio și cu mine mergeam pe Altiplano, un platou arid, muntos, care se întinde din Cuzco până la lacul Titicaca, în Peru. Iar eu îi explicam că tradiția creștină ne instruiește să ne îndreptăm Spre cer, ori de câte ori avem nevoie de ajutor sau de îndrumare. El a zâmbit și a spus că laica îi cer ajutor mamei noastre pământ și nu cerurilor. Eu mă țineam cu încăpățânare de pe poziția mea, că divinul se află deasupra, când am intrat într-un sătuc unde am zărit trei cai în dreapta noastră. Don Antonio a arătat spre bălegarul proaspăt de cal și mi-a cerut să aduc o lopată. Am găsit o bucată de carton care putea fi folosită ca lopată și când m-am întors la locul de unde plecase, m-am văzut că el săpase o groapă puțin adâncă în pământ. Pune jumătate din el aici înăuntru, mi-a zis. Am făcut așa, iar el l-a acoperit cu pământ. Apoi a arătat spre un bolovan mare din apropiere și mi-a cerut să pun restul bălegarului în vârful pietrei. Apoi ne-am îndepărtat, iar el a refuzat să mai rostească un cuvânt despre acest subiect. Două săptămâni mai târziu ne-am întors în același sat. Până în acel moment, uitasem deja conversația, instrucțiunile misterioase ale mentorului meu referitoare la bălegarul de cal, dar el nu uitase. Don Antonio a mers direct spre locul unde făcuse groapa și a spus: Sapă! Când ajunsesem la câțiva centimetri sub suprafață, el a zis: Vezi, deja se transformă în îngrășământ. Apoi m-a dus la bolovan și a arătat spre bălegarul uscat, explicând, vezi? Încă mai arată, așa, nu-i așa? Încă mai miroase. Mama noastră pământ transformă totul înapoi, înspre viață. Toată durerea noastră, suferința noastră, jalea noastră, chiar și deșeurile noastre. Toată viața mea am crezut că divinul există deasupra noastră. Chiar și rugăciunea domnească spune Tatăl nostru, care le ești în ceruri. Nu eram pregătit să admit noțiunea că divinul este întunecat, bogat și umed ca și femininul pământ. Sau că sacrul este prezent în viața de toate zilele, în pământul pe care îl pășim și nu în vreun sălaș pur celest, mult îndepărtat de toată mizeria noastră. Chiar dacă fusesem învățat ca antropolog să respect credințele altor oameni, tot credeam că a mea e superioară celor ale oamenilor primitivi pe care îi studiam la urma urmei. Eu aveam un doctorat. Nici măcar nu știam că eram prins în capcana visului care fusese imaginat pentru mine de cultură, religie și educația mea. Am învățat apoi că visul colectiv, pe care cei mai mulți dintre noi îl trăiesc, este basmul de prost gust pe care îl confundăm cu realitatea. El este invizibil pentru noi, deoarece nu suntem conștienți de faptul că nu e decât un vis. Cealaltă lecție pe care am învățat-o a fost că ceea ce percepusem eu ca un excrement mizerabil era de fapt pe care să devină îngrășământ și hrană pentru o altă viață. La lecțiile de biologie fusese învățat să pun uh, rahatul pe piatră să-l disec, să-l examine sub microscop pentru a-i determina originea și compoziția, apoi să mă întreb cum era cu putință ca o mâncare bună să se transforme în așa ceva. Pregătirea mea ca psiholog mă făcuse să cred că viața e plină de probleme și că dacă munceam suficient de mult, puteam găsi toate soluțiile. Nu visam o existență pașnică, fructoasă, ci una plină de probleme și exact așa mi-a oferit destinul și universul. Cum ne visăm lumea într-o ființare. Ceea ce vedem și experimentăm este lumea pe care o visăm într-o ființare. Dacă nu ne place, putem să deschidem ochii, să fim conștienți și să creăm ceva diferit. Un mod de a face asta este prin rugăciune, care poate avea un puternic efect asupra anumitor situații. Unul dintre exemplele mele favorite vine dintr-un studiu de 400 de pacienți din secția de boli coronariere de la Spitalul din San Francisco din anii 80. Cercetătorul Randolph Bayard a organizat un experiment în care pentru jumătate dintre pacienți s-au rugat anumiți oameni, în plus față de îngrijirea medicală obligatorie primită de toți pacienții. Doctorii și asistentele nu știau pentru care grup s-au spus rugăciuni, nici unul dintre cei care pentru care s-a spus rugăciun n-a avut atac de cord și n-a murit. Iar 12 dintre cei din grupul martor au avut atac de cord și 3 au murit. Suntem obișnuiți că atunci când ne rugăm să-i cerem ceva divinului, dar rugăciunea este mult mai puternică. Dacă îi permitem lui Dumnezeu să aibă grijă de rezultatul oricărei situații. Cercetătorii de la o organizație numită Fundația Sprint Drift, au studiat puterea rugăciunii de a vindeca organisme simple, cum ar fi semințele care încolțesc. Când vreți să observați efectele rugăciunii cu plantele, se poate lucra ușor. La urma urmei, ele nu fac mișcare, nu mănâncă diferit, nu iau suplimente de vitamine și nu au oameni din afară care să se roage pentru ele. Au fost testate două tipuri, rugăciunea direcționată, în care cel care se roagă îi spune divinului care este problema și ce rezultat dorește, cum ar fi ca mătușa să-și revină dintr-o comoție cerebrală. Și doi, rugăciunea nedirecționată în care persoana care se roagă îi spune divinului numele destinatarului, dar nu caută un rezultat anume, spunând doar facă-se voia ta. Studiile de plante ale fundației Springfield Drift arată că ambele strategii funcționează, dar că rugăciunea nedirecționată e de patru ori mai eficientă decât rugăciunea direcționată, deoarece nu este nevoie să-i spunem lui Dumnezeu ce să fac. Ca o formă de rugăciune, vizualizarea funcționează la nivelul păsării colibrii, folosind limbajul imaginilor. Putem să formăm o imagine clară, acum trăim într-o casă mare, cu vedere la ocean, de exemplu. După cum am explicat mai devreme, vizualizarea este mult mai puternică decât afirmațiile care lucrează la nivelul minții jaguarului și folosesc limbajul cuvintelor. Știm că o imagine valorează cât o mie de cuvinte, astfel încât, ca să creăm pacea mondială, trebuie să ne rugăm de la nivelul păsării colibrii pentru o lume pașnică într ființare. Astfel, cum ar putea o singură vizualizare a păcii mondiale să contracareze o sută de imagini ale războiului și teriorii pe care le vedem într-un program obișnuit de știri de 30 de minute? Realitatea pe care o creăm. Întotdeauna universul ne oglindește înapoi condițiile pe care le-am impus visării noastre. Deci, dacă ne e teamă că banii nu vor veni spre noi, nu o vor face. Dar dacă ne bucurăm de abundența pe care o avem azi, chiar dacă de fapt nu avem banii chiar acum, o să avem abundență și putem fi siguri că mai multe bogății sunt pe drum spre noi. Deci atunci când viața nu funcționează cum vrem noi, cea mai eficientă soluție nu este să ne schimbăm cariera, partenerul, comunitatea sau rutina exercițiilor, ci să lucrăm la puritatea visării noastre dacă ne schimbăm visul și relația noastră sau cariera ajung în echilibru. Asta nu înseamnă că trebuie să rămânem într-o relație abuzivă sau într-o slujbă oribilă, ci înseamnă că putem părăsi relația sau slujba, dar să nu simțim, să nu simțim, nu ne simțim răniți, să nu o sau să ne considerăm victime. Ne debarasăm de poveștile neproductive și ne imaginăm, în schimb, experiențele pe care am vrea să le avem. Există o poveste veche despre un călător care întâlnește un alt drumeț ce vine din cealaltă direcție. Primul om spune, mă îndrept spre orașul din care tocmai ai venit. Spune-mi, cum e? Sunt oameni buni, onești, de încredere? Cel de-al doilea călător spune, o, oh, a fost groaznic. Am fost jefuit, mi s-a refuzat cazarea și mi s-a cerut prea mulți bani pentru mâncare. Nu există nicio persoană ca lumea în orașul acela. Iar primul călător îi spune, păi atunci, asta este exact ceea ce vei găsi în orașul spre care te îndrepți. Primul călător a înțeles ceea ce cel de-al doilea nu reușise, că oriunde ai merge, acolo te găsești pe tine. Aduce energia credințelor tale, a propriilor stări mentale și emoții în fiecare circunstanță, iar Universul răspunde împlinindu-ți așteptările. Nu există realitate obiectivă pentru că profețiile noastre se împlinesc de la sine. Aceasta este visarea. Putem realiza orice vrem, crezând cu adevărat în visul pe care ne-ar place să-l experimentăm și urmând calea vânz văzătorului. Facem asta prin practica minții Începătorului, trăind în consecință transparența și integritatea. Practicarea minții Începătorului. Practicarea minții începătorului ne cere să ne lepădăm de ideile preconcepute. După cum a spus Isus, dacă voi nu deveniți ca niște copii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, viețile noastre devin mult mai simple atunci când nu suntem trași în jos de bagajul poveștilor și așteptărilor noastre. Laica spune că asta se întâmplă când suntem capabili să pășim pe zăpadă fără a lăsa urme încetăm să mai fim bălazați și, în schimb, ne deschidem spre ocaziile care ni se oferă. Inocența și spontaneitatea ne umplu din nou viețile și ne pierdem atitudinea de a mai fost acolo, a mai făcut asta. Devenim ca niște copii, experimentând lucrurile ca și când ar fi pentru întâia dată. Practicanții zen se străduiesc să ajungă la ceea ce este cunoscut, sub numele de mintea goală. Există o poveste despre un maestru și elevul său, care devine destul de plin de sine și de tot ceea ce a învățat. Profesorul își invită elevul la ceai și îi umple ceașca până când ceaiul începe să se reverse. Șocat, elevul strigă. Dar maestre, ceașca e deja plină. La care profesorul îi răspunde. Cum poți să te învăț dacă și mintea ta e plină? Comparați asta cu vestul, unde cu cât știi mai mult, cu cât mintea ta plină, cu atât valorezi mai mult. Practicarea minții începătorului ne cere să ne lepădăm de această credință și să devenim niște amatori. De fapt, cuvântul amator vine din cuvântul latin amator, care înseamnă cel care iubește, căruia îi place. Amatorii sunt îndrăgostiți de viață, fascinați de cât de diferită este fiecare zi și fiecare experiență. Pentru a fi amatori, trebuie să ne lepădăm de tot ce știm. Și totuși, trebuie să înțelegem că atunci când practicăm mintea începătorului, noi nu ne uităm ani de experiență. Pur și simplu, nu confundăm ce am învățat ieri cu ceea ce descoperim azi. Trebuie să ne spunem nouă înșine. Asta este ceea ce cred eu că poate fi adevărat, dar lasă-mă să testez cum funcționează în realitate. Dezvoltăm o relație ipotetică cu viața în loc de una stabilă. Apoi, dacă întâlnim o situație în care a mai fost altă dată, nu ne asumăm rezultatul, pentru că atunci când o facem, totul devine o profeție care se auto împlinește. Și spunem, Asta arată ca o ceartă cu partenerul meu. De fapt, Pare să fie aceeași cu cea referitoare la banii pe care o avem tot timpul. Dar poate că nu e. Poate că e cu totul altceva. Dintr-o dată descoperim că nu ne aflăm într-o neînțelegere de cuplu, ci mai degrabă ni se prezintă ocazia de a vedea o situație abordată din punctul de vedere al partenerului. În loc de ar trebui să te întorci la slujba aia pe care o răști pentru că trebuie să-ți duci povara. Acum auzim, sunt speriat. Ne dăm seama că este o ocazie de a ne oferi sprijinul și de a reface legătura într-un mod iubitor, ceea ce ne cimentează și mai mult relația. De curând am fost tras pe dreapta de un ofițer de poliție pentru că am depășit viteza. M-am enervat imediat pe mine însumi, pentru că am fost atât de prost încât să conduc cu 100 de km pe oră într-o zonă în care se admiteau doar 75. După care am fost plin de resentimente, că m-a prins și apoi am decis să practic mintea începătorului. Când ofițerul a ajuns la mașina mea, am deschis fereastra, am zâmbit și am spus. Știu, știu că am depășit viteza și merit să primesc o pedeapsă. Nu am nicio scuză. Cum vă simțiți astăzi? A sfârșit prin am vorbit despre lupta lui cu oboseala cronică, nu mi-a mai dat amendă, iar eu am fost încântat când i-am oferit un exemplar din cartea mea, șaman, vindecător și înțelept. Pentru că ca asta să funcționeze, sentimentul trebuia să fie curat, fără intenția de a scăpa de amendă. Și chiar a funcționat, atât ofițerul cât și eu am avut o nouă experiență. Să renunți la ce știi. Practicarea minții începătorului are multe de a face cu teoria științifică. În știință, formăm o ipoteză bazată pe ceea ce am observat și apoi testăm în practică. Dacă dovezile nu se potrivesc cu teoria, renunțăm la ipoteză. Acest lucru este foarte diferit de religie, în care ipoteza e considerată sfântă. În religie ne testăm ipoteza cu faptele, iar dacă faptele nu se potrivesc, păstrăm teoria și aruncăm toate dovezile contradictorii. De aceea, numeroasele informații științifice despre evoluția umană pe parcursul a milioane de ani nu schimbă gândirea unui fundamentalist care crede că Dumnezeu a creat lumea în șase zile și că toți dinozaurii trăiau în armonie cu Adam și Eva în Grădina Edenului. Un sondaj Gallup recent arată că aproape 47% din populația Statelor Unite crede că Dumnezeu a creat ființele umane cam în forma lor prezentă. La un moment dat, din ultimii 10.000 de ani. Practicarea minții începătorului ne cere să renunțăm la dogma noastră, oricare ar fi ea. Bineînțeles că asta e mai ușor de spus decât de făcut, atunci când acea dogmă pare să ne fi servit bine. Ea nu avea niciun motiv să renunțe la credința ei de o viață, că mama lui Isus a fost, efectiv, virgină. Mi-amintesc de încercarea de a discuta cu bunica mea. Astfel încât argumentul meu, ca această descriere trebuie înțeleasă la modul figurativ: că Isus era născut dintr-o mamă care avea inima pură și necoruptă. Nu a clintit-o pe bunica mea niciun pic. Toate dogmele sunt periculoase, în vreme ce credințele bunicii mele pot părea nepericuloase la suprafață. Nenumărați oameni au dus războaie pentru a proteja această credință și altele similare. Noi considerăm că religia este rigidă, dar și știința poate deveni rigidă ideologic, ca și cum ar fi un ansamblu de cunoștințe, în loc de un mod de a dobândi cunoaștere. În zilele de început ale cercetării mele, de exemplu, am descoperit că mulți avanți respingeau cercetarea pe care o făceam, fără să se gândească, doar pentru că nu se potrivea cu supozițiile lor. Apoi, pe măsură ce fizica cuantică și teoria haosului au fost tot mai acceptate, munca mea a devenit din ce în ce mai recunoscută de către savanți și doctori. Dogma susținută de știință este că adeseori refuzăm să punem întrebări mai importante care ar putea duce la progrese enorme în capacitatea noastră de a ne vindeca pe noi înșine și pe planetă. În vreme ce ne așteptăm de la copii să spună lucruri neobișnuite și ilogice și suntem amuzați de întrebările și ideile lor creative. Inventatorul sârb Nicola Tesla a pretins că în timp ce lucra în laboratorul său din Colorado Springs a primit semnale de energie de pe Marte sub forma unor păcănituri. Tesla a fost extrem de ridiculizat dar după vreo 200 de ani după vreo 100 de ani cercetătorii au descoperit că el nu și imaginase și au dat seama că probabil prinsese undele radio naturale transmise în mod obișnuit de norii gazoși și de alte materii cosmice Tesla a fost un vizionar, ale cărei invenții tehnologice includ curentul alternativ, telegrafia fără fir, hidrocentrala de la Cascada Niagara și cea mai faimoasă bobină Tesla, folosită la radiouri. Toate acestea trebuie să fi părut complet absurde atunci când a vorbit pentru prima dată despre ele. Există un mare pericol în a comprima adevăruri în credințe care ne limitează, pentru că vom fi întotdeauna luați prin surprindere în viitor. De exemplu, știm că tratamentele medicale de avangardă de acum 20 de ani sunt depășite astăzi și că multe dintre descoperirile fizici avangardiste care au fost acceptate de generația anterioară s-au dovedit a fi eronate. Provocarea noastră este să depășim sentimentul că există numai ceea ce este adevărat și ce nu e adevărat că există numai real și ireal și nimic între ele. În același mod în care când eram copii, credeam că a comunica la distanțe mari prin aer, a merge pe lună sau donarea reprezintă ceva imposibil. Credințele stricte despre ce se poate și ce nu se poate face ne împiedică să visăm lumea pe care ne dorim.